shopping de medici, dar fiecare cu părerea lui, fiecare cu medicamentul lui, de nu mai știe nici bolnavul ce să creadă. Este foarte important și eu cred că este nevoie de a doua părere întotdeauna, însă colindatul ăsta nesfârșit la medici sau la alții vraci sau știu eu, vindecători, deja nebunește lumea și o să vedeți că nu este bine. Tratamentul luat pe internet. Deci nu mai luați de la doctor Google aproape nimica, fiindcă o să vedeți că vă pune viața în pericol. Sigur că este foarte important și fac un apel la medici, și aici am un medic extraordinar în această seară, care este aproape permanent la emisiunile mele. Este foarte important să acordăm pacientului atât, 60 de secunde, dacă te uiți bine, foarte puțin, un minut, da? Să acordăm compasiune, să-i spunem despre ce este vorba și atunci o să vedeți că pacientul spune despre tine că ești un medic cald, ești atent, ești sensibil și că pur și simplu cuvintele tale te vindecă. De multe ori și la mine vin și îmi spune, domnul doctor, nu vin pentru că m-am vindecat, vin că îmi place, că vorbiți frumos și noastră și asistenta dumneavoastră și atunci este foarte bine. Ei, atunci cuvântul este cel care vindecă, nu de cea spune în Biblie că cuvântul a fost prima dată, cuvântul era de la Dumnezeu. Deci iată că e foarte important cuvântul cu care noi venim. Sigur că la începuturile medicinei aveam stetoscopul și tensiometru, da? Atât aveam și în rest aproape nimic. Acum avem de toate, este foarte important să avem acest lucru și sigur vreau să insist și asupra credinței, fiindcă credința a fost uitată. La început, biserica, ați văzut, a fost, să zicem, împotriva vaccinării acesteia, apoi pentru vaccinare, deci e foarte important ca vaccinarea să fie făcută în sensul că omul trebuie să știe despre ce este vorba. Trebuie explicat, fiindcă dacă nu explici omului, el n-are de unde să știe. O să vedeți că foarte multă lume a venit și la mine și la preot și la colegul meu din fața mea care nu mai să mă vaccinez sau să nu mă vaccinez. Păi uite, asta este, sunt efecte adverse, astea sunt. Deci este foarte important să explicăm omului ca să-și dea seama de lucru. Oricum, eu sunt împotriva vaccinării obligatorii, nu împotriva vaccinării. Deci, totdeauna mi se iau cuvintele din față. Nu sunt împotriva vaccinării, fiindcă sunt medic și ce s-ar întâmpla dacă ar fi împotriva vaccinării, înseamnă că mi-aș încărca jurământul lui Hipocrate. Sunt împotriva vaccinării obligatorii. Adică, dacă nu vreau omul să vaccineze, nu pot să-l obligi să vaccineze, dar trebuie să explici consimțământul bolnavului, trebuie să explici absolut tot ce este nevoie ca el să se vaccineze. Sigur că în această seară avem un invitat special care tot timpul este cu mine, este doctorul Nicos Mavrițachi, așa zic eu, Nicos, medic gerontolog. Bună seara, domnule doctor. Bună și seara. Bine ai venit. Și o să avem telefonic, dacă putem să luăm legătura, cu un doctorant, cu un doctor în biofizică medicală și etică medicală, Virgiliu Gheorghe, care este manager la Imunomedica București, care a făcut un studiu sau a adunat niște lucruri extraordinare pe care o să le discutăm în seara aceasta cu Nicos, și anume opțiunile terapeutice pentru această boală COVID-19. Deci ce putem face noi în acest moment, fiindcă o să vedeți, stimați telespectatori, că SARS-CoV-2 este un virus extrem de versatil, de periculos pentru sănătatea umană, mai ales când bolnavii întrunesc anumiți factori de risc, când infecția nu este tratată încă din prima fază a multiplicării virusului. Pentru a putea contracta și a contracara atacul acestui virus, trebuie să cunoaștem foarte bine natura bolii, factorii de risc și simptomele bolii. De asemenea, este foarte important să existe din partea bolnavului deschidere psihologică de a-și accepta boala fără panică. V-am spus, frica asta care este animalică, la un moment dat am văzut și oameni care pur și simplu li frică ca și la un animal hăituit, pentru a putea trata încă din primele ei semne. Și atunci, sigur că acest doctorand și împreună cu doctorul Mavrițachi discutăm despre această afecțiune care, în mod normal, până acum, are trei faze. O perioadă de început este perioada silențioasă, cea incubației, pe care poate să țină până la 7, până la 14 zile. Urmează apoi o fază a replicării, a doua fază, o fază a replicării virale sau o fază simptomatică.
Urmează a treia fază, o fază pulmonară timpurie, precoce sau inflamatorie se mai numește, și o fază pulmonară târzie sau hiperinflamatorie tardivă cu leziuni pulmonare groaznice. Sigur că este foarte important să vedem în ce fază este bolnavul, de aceea în fiecare din cele trei faze putem face un tratament destul de complex pentru ca oamenii să nu mai fie marcați de complicațiile acestei faze, care sunt complicații pulmonare, da, cu acele leziuni pulmonare groaznice, pulmonații după aceea cardiovasculare și metabolice, oboseală cronică, tulburări neurologice, afecțiuni psihoafective fantastic de multe și posibilitatea de reglări pe durată a sistemului imunitar. Deci, pe durată de timp mai lungă. Sigur că, în primul rând, trebuie să studiem factorii de risc pe care, să zic eu și ei, care pot influența evoluția bolii, și anume vârsta, sexul, prezența unor comorbidități. Deci asta este foarte important, fiindcă o să vedeți dumneavoastră și o să discutăm acest lucru, că de obicei cei care se îmbolnăvesc mai grav au și alte boli pe care o să le discutăm cu doctorul Mavrițachis și o să ne spună și dânsul cam ce părere astăzi despre aceste trei faze, dacă sunt adevărate, și eu cred că sunt adevărate, și să vedem puțin că dumneavoastră lucrați cu cine, cu cei în vârstă, că aici este foarte important. Gerontologia lucrează cu pacienții mai vârstnici și atunci ei sunt mai dispuși la această boală. De ce și care sunt aceste boli, să zic, aceste comorbidități care le putem spune? În prima fază a bolii, la primăvară, persoanele vârstnice au fost din... Știți că m-am laudat în emisiunea dumneavoastră, că a fost cu minți și nu am avut așa mulți infectați. Acum, la toamnă, am avut mulți pacienți în vârstă care s-au infectat. Din fericire, toți au avut o evoluție bună și, bineînțeles, totul începe la persoanele vârstnice din fenomenul ale fragilității. Deci persoana vârstnică este o persoană fragilă. Bineînțeles, și asta, fragilitatea, are niște stadii. Da? Exact. Deci, acolo sunt mai mulți factori care dau stadiul fragilității. Adică vârsta, comorbiditate, cum ați spus și dumneavoastră, câte boli are persoana vârstnică, sunt persoanele vârstnice care poate să aibă o boală, două, sunt alți care au 5-6, sunt alți care au 10 diagnostice. Și ne dăm seama că rezervele funcționale fiecărui organism nu poate să fie la fel. Deci sunt diferite. Diferit este de înțeles că răspunde fiecare bolnav de la această grupă populațională și la tratament. Și diferit răspunde organismul lui, adică sistemul lui imun, la agresorul viral. Toate aspectele astea de început. După aceea, un plan terapeutic pentru toți. Foarte bine ați spus, astea sunt stadiile acestei boli, deci este perioada de incubație, este perioada de boală și este cealaltă perioadă care poate să apară fenomene grave sau pacientul intră la perioada de convalescență. Acum, în geriatrie tot de aună vorbim de prevenție, care prevenție începe la o vârstă mult mai tineră, dacă vrem să o facem corect, cum trebuie, decât perioada când pacientul ajunge la pragul bătrâneții. Totuși, niciodată nu e prea târziu, sunt mulți pacienți care se caută din timp sau alții pur și simplu s-au îmbolnăvit, au apărut niște simptome și trebuia să se caute, n-au avut în control. Acum, întâmplarea a făcut
un lucru bun la persoanele vârstnice și m-a bucurat enorm când am conștientizat acest lucru, ca tratamentele geriatrice coincid cu tratamentele pe care le aveți la materialul dumneavoastră și atunci cred că asta a fost unul dintre cauze care mulți pacienți mei care deși s-au infectat, deși au fost fragili, cu multipatologie, au reușit să facă o formă ușoară, lucru care m-a surprins plăcut și m-a bucurat cu adevărat. Acum, dacă doriți să discutăm pe bucați despre tratamentul... Da, sau... o să discutăm. Vreau numai să le spunem și dumneavoastră să le spuneți că e foarte important tuturor oamenilor, tuturor familiilor, fiindcă e foarte important ca în casă să fie niște lucruri medicale. Și anume, în primul rând, fiindcă această boală, după cum bine știți, stimați telespectatori, ce se întâmplă? Începe să scadă saturația de oxigen în sânge. Și atunci fiecare dintre o familie să aibă un puls oximetru. Ăsta este un aparat foarte mic, un aparat care nu costă foarte scump. Se pune pe deget, păcat că nu l-am adus astăzi să vi-l arăt, dar probabil că săptămâna viitoare să vi-l arăt. Se pune pe deget și vă arată care este... Acum sunt niște telefoane din performante care au așa ceva. Sunt și telefoane, dar pentru cei de la țară, pentru își pune pe deget, să uită și vede cât e oxigenul. El nu trebuie să depășească, deci trebuie să fie să nu depășească... De la 95 în sus. Exact, deci trebuie să fie de la 95 și 94 în sus. Dacă e sub 94 sau sub 80, atunci automat el trebuie să prezinte la medic, fiindcă înseamnă că este bolnav. Sigur că nu numai acest virus produce această scădere de oxigen, că fiind și alte boli care pot să producă... Boli pulmonare cronice, sigur că da. Dar atâta să le spunem, că trebuie să-și cumpere puls oximetru. Deci un tensiometru la fel. Asta e primul pas corect. Sigur. Exact. Deci vă cumpărați fiecare familie un puls oximetru, există la farmacii, există peste tot. Al doilea, un tensiometru. Foarte important și tensiometru. Există tensiometru și la antebraț, există tensiometru și de gleznă, de radiocarpian, de se poate pune și acolo și tensiometru. Fiindcă trebuie să vă luați tensiunea, pulsul și oxigenul. Aceste trei lucruri sunt foarte importante în evoluția acestei boli. Fiindcă am cunoscut, de exemplu, foarte multe persoane care până într-o 8-a și a 9-a zi au fost ușor răciți, nu au luat niciun măsură, poate un paracetamol sau aspirină, ca să se trezească brusc în câteva ceasuri, în 12-24 de ore, că au avut o scădere semnificativă a saturației de oxigen sub valori de 94, chiar 92, 80 și 84 am văzut și în câteva ceasuri au devenit dependenți de oxigen. Deci asta este foarte, foarte important, saturația urmărită cu un puls oximetru suficient de des pentru a identifica la timp o agravare a stării bolnavului. Tocmai de asta eu sunt de părere că trebuie să intervenim imediat cu un tratament destul de agresiv la toți și să nu așteptăm să apară simptome de genul ăsta, cum ați menționat dumneavoastră, ca să intervenim cu un tratament, pentru că pacientul se tratează mult mai dificil. Da. Bun, și acum să trecem puțin și la tratamentul ăsta pe diferite planuri, în funcție de evoluția bolii, fiindcă, în general, așa cum spuneați și bine ați observat, aceste medicamente se dau mai ales la cei care sunt în vârstă. Majoritatea acestor elemente sunt suplimente alimentare, sunt imunomodulatoare sau antiinflamatoare și sigur că cu cât tratamentul este mai rapid, cu atâta este mai bun. Este vorba și de un blocaj psihologic, de a spun că trebuie să distrugem și frica aceasta și atunci sigur că în urma acestor administrări de medicamente parcă ești mai menționat un termen curajos. Mai a fost menționat aici la emisiunile dumneavoastră și e vorba de inflamație. Inflamație. Știți că am discutat de mai multe ori exact. De inflamație și de microinflamație. Și iată că apare iar această microinflamație și la această bolă. Exact, acest virus produce un sistem inflamator care sigur are diferite stadii, dar la cazuri grele, inflamația asta ia proporții
mari. Catastrofale, da. Și atunci acolo trebuie să acționăm. Și toate aceste substanțe care ați menționat sau o să menționăm. O să le menționăm acum pe rând și o să le luăm pe rând. Acționează acolo. Și la vârstnici, inflamația este, și nu numai la vârstnici, dar și la persoanele, cum ați spus dumneavoastră, cu comorbidități, obeze și așa mai departe, inflamația este prezentă în organismul lor. Da. Să nu uităm, fenomenele aterosclerotice încep de la microinflamații. Exact. Durerea de la boala degenerativă, de boala artrozică, microinflamații. Exact. Artrita reumatoidă. Microinflamații. Inflamație. Peste tot. Și consumul, să luăm și alți factori de risc care produc inflamație, alimentație, zahărul, deci zahărul rafinat, chiar dacă ești tiner și consumi, ești obez și consumi făinoase în exces, zahăr rafinat în exces, oricum sindrom inflamator există, numai că nu este manifestat pentru că organismul tiner încă luptă, are rezerve funcționale, dar când dă de o greutate, răspunde mult mai greu, exact, mult mai dificil. Exact, exact. Bun, haideți să începem cu aceste suplimente care sunt și vitamine, care sunt foarte bune și pe care poate unii le știți, poate nu le știți, dar noi vi le explicăm pe rând și le spunem. Deci primul element care este bine să luați, stimați respectatori, este vitamina D3. Deci vitamina D3 care se găsește, este preparatul Dedrical care se găsește în toate farmaciile. Preparatele sunt foarte multe. Sunt multe vitamina D. Hai să ne spui puțin de vitamina D3 și cam preparatele care le dai la oameni mai în vârstă și la tineri, cum este. Da. Și această vitamina D3, notați, stimați telespectatori, chiar e bine să notați, vitamina D3. Deci vitamina D3, mai ales în țara noastră, este o problemă de sănătate publică. De aceea și Ministerul Sănătății are recomandarea toți copiii să iau, să primească una sau două picături zilnic de Vigantol, de exemplu, de vitamina D. Așa. Ca să evite rahitismul și alte boli înaintind în vârstă, care le vedem zilnic și le întâlnim zilnic, din păcate, și din ce în ce la pacienți mai tineri. Asta este un factor major. Acum, unde ar avea niște obiecții sunt la doze. Deci, totuși trebuie să fim atenți la doze. Am văzut niște doze uriașe. Deci acum, deci la această boală, într-adevăr, se dau doze foarte mari, da? De exemplu, între 60 și 100 de mii de unități pe zi și apoi 20 de mii de unități intranare pe zi pe perioada bolii, timp de 10-14 zile, până și continuă după însănătoșire cu încă 5.000 pe zi, măcar o lună de zile. Deci asta se spune, deci dozele sunt foarte mari. Da. Ce părere ai? Mie mi se par mari, exagerat de mari. Părerea mea este că cei care au avut noroc să aibă un tratament cronic și au avut nivele adecvate de vitamina D, nu necesită doze atât de mari. La cei care le necesită, care fac o formă mai severă, care au lipsă de vitamina D, să le primească cât mai scurt timp posibil. E de mirat de ce a dispărut și forma asta injectabilă, nu știu dacă mai există, dar de câțiva ani formele astea injectabile, care au fost de câteva sute de mii de unități și au fost foarte utile, mi se pare. Așa este. Na, acum avem capsule astea care au diferite doze. Da, da. Dedicalul de exemplu, 1000, 2000, 5000, am înțeles, Vigantol, Vigantolet în la fel. Între 500 deci și 1000 de exact, unități. Deci eu zic că pe medie 2000 de unități, dacă o forma nu este severă, cum ați spus dumneavoastră, sigur că la formele dacă severe, forma este mai severă, viața este prioritară, cantitățile o să fie uriașe. Acolo ținta este salvarea vieții omenești. Așa este. Bun, deci iată că primul element este vitamina D, al doilea este vitamina C, iară o vitamină importantă. Protocolul se zice 1000 de miligrame, se dă de 4 ori pe zi,
preferat cu zinc, este și vitamina B cu zinc și dacă nu, zincul separat, zincul, acel metal de care toată lumea a auzit, 50 de miligrame de două ori pe zi. Deci este vitamina C plus zinc sau dacă nu are numai vitamina C, luăm și vitamina C separat, deci 1000 de miligrame, este de 1000 de miligrame de 4 ori pe zi și zincul de 50 de miligrame de 2 ori pe zi. Ce părere aveți de aceste două elemente? Amândouă le folosesc de o vreme sistematic pentru că contribuie la însănătoșirea sistemului osos, amândouă, și este la prima linie de terapie, inclusiv la tratamentul antiosteoporotic, care trebuie să fie complex în ziua de astăzi. Așa este. Și sunt de acord, îmi plac, merg bine. M-am familiarizat destul de repede, avem în vedere că le folosesc. Și apropo de vitamina C, o să vedeți că multe preparate pentru bolile degenerative au în compoziția lor și vitamina C. Așa este. Și iată că avem și vitamina C în perfuzie sau în injecție intravenoasă, sunt și fiole de vitamina C. Da. Am văzut că cei care sunt foarte grav bolnavi în spital, atunci îi se bagă intravenos doze mari de vitamina C. Am mai auzit și că vitamina C este foarte bună și noi făceam, când eram mai tineri, făceam o fiolă de vitamina C sau două cu un pic de calciu intravenos când aveam gripa obișnuită. Știu că mai mi-ați spus asta și foarte da, bine și, nu mai aveam nimic. Ați menționat că foarte bine v-ați simțit cu două fiole sau cât faceați exact, atunci. Exact, pe vitamina C pe venă, cum zicem noi. Deci iată că, încă o dată, deci vitamina D, vitamina C și zincul. Acum urmează al patrulea medicament, care este, să zicem, tot un metal, clora de magneziu, sau magneziu în general, este recomandat 200-300 ml pe zi, într-o soluție de, să găsești într-o soluție de 2,5% în farmacii. Ce părere ai de magneziu și el cred că este foarte bun? Este un supliment extraordinar, ajută și sistemul muscular, și inima, mulți bolnavi au cunoscut aspacardin. Exact. Și sistemul osteoarticular și vedem acum cum contribuie și la susținerea imunității. Exact. Bun, deci al cincilea element este omega-3, acel ulei de pește, uleiul ăsta în omega-3, omega-3-6. Protocolul spune 2-4 grame pe zi de omega-3. Eu zic că ajută și el este un antiinflamator. Important este, și, este că asta nu prea are efecte adverse. Da, da, nu și nu are niciun efect. Doză, dar atenție mare, din experiența mea, vă rog. Sunt foarte multe preparate, dar foarte puține sunt bune, cu adevărat. Adică, în sens că eu am administrat omega-3, pacientul a luat ce a găsit mai ieftin, și în loc să scadă, au crescut. Am înțeles, am înțeles. Trigliceridele, adică omega-3 sunt niște, să fie de niște calitate, nesaturați, puține. Dar acizi grași nesaturați, dar dacă mai bagă și saturați printre ei, normal că crește. Și procedura de purificare exact, contează enorm. Sigur că da. Și atunci, sigur. De aceea, toate noi le discutam, e bine să fie familiarizat pacientul, dar totuși tratamentul trebuie să fie sub îndrumare medicală obligatoriu. Da. Așa pentru este. Că asta e valabil pentru toate produsele, nu numai preparatele, chiar dacă sunt suplimente alimentare. Da. Nu sunt toate de bună calitate. Da, așa este. Acum, sigur că dacă ne luăm după preț, dacă e mai ieftin, e mai, mai slab, dacă e scump, e mai bun, dar iată că nu e chiar așa, că și Eutiroxul, de exemplu, este ieftin, dar nu se găsește da. Și nu avem Eutirox. Știu eu, mai sunt și alte medicamente care nu se găsesc și care sunt destul de ieftine, dar în general, sigur că au dispărut pe piață medicamentele ieftine, nu întotdeauna cele mai rele. Bun, seleniu, un alt produs extraordinar care protocolul recomandă 200 de miligrame de două ori pe zi. Deci, seleniu, ce părere ai despre seleniu? Da, este bun și, și endocrinologii îl dau foarte des. Sunt de acord.
Când e un pacient primește la schema terapeutică așa ceva, să respecte recomandarea. Da, selenul e bun și pentru glanda tiroidă și pentru prostată, deci iată că are o multitudine de beneficii. Un al șaptelea medicament este melatonina. S-a constatat că melatonina, care este un hormon al somnului, să zicem, produce somn, este și un puternic antiviral, așa au constatat diferite studii, 12 mg pe zi la culcare. Deci și părere de melatonină, dacă este bună, și eu zic că este bună, este și calmantă. Se folosește des și în general la pacientul geriatric, tocmai pentru ce ați menționat dumneavoastră, că apare un deficit cu vârsta, cu înaintare în vârstă, apare un deficit de melatonină și atunci prin suplimentele alimentare încercăm să echilibrăm somnul vârstnicului. Deci este un preparat care îl știm toți, îl folosim, suntem familiarizați și cu drag putem să-i folosim, să-i le recomandăm. Și cred că foarte mulți pacienți cunosc deja aceste Această preparate. Această melatonină, da? La un moment dat nu era, văd că au apărut, deci depinde de... Nici vitamina C cu zinc nu era, după aceea au văzut că e foarte bună și a apărut pe piață. Deci iată că... Acum poate că sunt și alte probleme de producție, de probleme de graniță, de import, de export. Nu este numai în România problema asta, lipsa de medicamente. Exact. Sunt toate țările europene, cred că este acum un fenomen mondial. Așa este, așa este. Dar este în lan și este bine, nu este scumpă, se poate lua. Un al optelea medicament, care este și supliment și medicament, se numește quercitină. Quercitinul, da. Care se dă în protocol 1000 până la 2000 de miligrame pe zi. Ce părere de quercitin? Da, nu l-am folosit foarte mult, dar știu că are beneficii importante, sunt de acord și pacienți care îl primesc la schema lor terapeutică să îl primească și poate să-l folosească și la lung. Exact. Adică mult timp. Mult timp, da. Bun, ceea ce nu știam, luat din protocol, sunt și enzime proteolitice de gen vobenzim. Noi dădeam, sau eu dădeam vobenzimul pentru dureri articulare, 3 comprimate de 3 ori pe zi, deci erau cam 9 comprimate pe zi să le dau acest vobenzim, nu știu dacă tu ai dat, dar ai dat la vârstnici. Vobenzimul și văd că este indicat și în ca supliment în această boală. Puțin l-am folosit. Dumneavoastră aveți experiență mai mare la acest medicament. Deci, e ok. Da, deci eu zic că are un ușor efect anticoagulant. Deci vobenzimul, ceea ce este foarte, foarte bine, împreună cu aspirina, este ok. N-am vorbit de aspirină, dar aspirina săracului, cred că toată lumea știe, aspirina să ia. Ieftină și foarte bună. Ieftină și foarte bună, deci de aspirină nu mai vorbim. Și un al 10-lea element este extractul de curcumin. Este un produs tot așa naturist, 1000 până la 4000 de miligrame pe zi. Deci, da, ce ziceți de aceste... Da, sunt de acord, are foarte multe beneficii și aici preparatul contează foarte mult. Există un preparat Reumablox, se numește, care este de cea mai bună calitate și funcționează, merge foarte bine la bolile artrozice, la boala degenerativă și toți care au ocazie să-l folosească, să iau cu încredere. Da. Noi le-am spus pe toate, nu înseamnă că trebuie să le luați pe toate, dar să fiți familiarizați de cu asta și medicul de familie știe și dumneavoastră de mai multe ori și eu tot insistam, tratamentul nu trebuie să fie automedicație. Exact, excludeți, adică... automedicație este periculoasă. Până la urmă, dacă luați toate suplimentele astea la doze nepotrivite, preparate nepotrivite, sigur că poate să apară probleme de sănătate. Da. Apropo de chestia asta, am un prieten primar pe undeva prin Mureș, pe care îl tratez de mult timp și zice, doctore, mie să-mi faci toată lista asta care știi tu, că eu vreau să le iau pe toate. Și i-a făcut lista și bineînțeles că acasă are toate aceste medicamente. Să le am acolo, să le am. Deci, da, e una să le cumpere. Da, le cumpăra pe toate.
Okay. Că au avut bani, înțelegi? Da. Dar unii sunt care n-au așa ceva. Să da. Le iei și alte, să le iei, chiar să le înghiți. Da, da, să le iei, da. E. Acolo e problema. Dacă, sigur că da. Sigur că nu e recomandat o persoană să ia toate medicamentele astea, mai ales dacă nu s-a îmbolnăvit și vrea un tratament preventiv sau dacă face o formă ușoară a bolii. Sigur că nici nu sunt de acord chiar dacă face o formă ușoară să nu ia nimic, sigur că trebuie să aibă o schemă de tratament, dar asta trebuie să stabilească medicul pacientului. Medicul. Deci, încă o dată spunem, noi nu facem aici o medicină în sensul că vă dăm la televizor tratamentul. Noi vă spunem care sunt probleme, dar medicul de familie hotărăște și specialistul hotărăște ce tratament să dea. Bun, haideți să vorbim puțin de suplimentele opționale, fiindcă auzi tot felul de lucruri, dar o substanță deosebită, care este artemisia, deci se numește pelinul dulce sau peliniță, preparatul se numește artemisin, care este un extract din această plantă cu efecte foarte bune antivirale. Știți că au prupt în Africa un președinte care avea un suc deosebit din plante și care vindeca și era foarte puțin. Probabil că și el a spus că prin acel era și această plantă artemisia sau pelinul dulce. Deci se găsește la plafar, se poate da între 200-500 de miligrame pe zi, este și ceai de artemisia, de pelin dulce, deci nicio problemă. Ce părere ai de chestia asta? Sunt de acord, nu da. Am folosit. Eu mai multe știam și de cimbrisor, cimbrisor care are proprietăți antivirale și recomandă toată lumea asta poate să-l ia și preventiv și curativ la o cantitate cât mai mare zilnic, nu e nicio problemă. Exact. Mai sunt și alte plante foarte bune, ceaiul verde, de exemplu, 1-3 câmp pe zi, astragalus, un extract de rădăcină de astragalus, Boswellia serrata este iar o plantă de undeva din India și rădăcina, așa cum spuneai, de lemn dulce, 500 de miligrame de 3 ori pe zi și frunze de măslin. Iată că tu ești din patria măslinului din Grecia, așa zic, mai ales Creta, conține un extract foarte bun de frunze de măslin. Preparatul se numește Euleoroperin de 6%, 500 până 150 de miligrame pe zi. Frunzele de măslin totuși sunt benefice. Sunt și Mântuitorul a fost întâmpinat cu frunze de măslin sau așa ceva când a venit în Ierusalim. Ce părere ai de frunzele de măslin? Le știu de când am fost copil, da. Faceam ceai. Adevărul este că dacă e concentrat, cam te slăbește în putere, e foarte puternic, deci trebuie fie mai diluat. Atenție, da. Da. Dar de proprietăți le știam de când sunt copil și așa este. Deci... Da. Sigur că avem și vitaminele din complexul B, vitamina E, care e antiinflamatoră, vitamina A, formă de caroten. Deci iată că și aceste vitamine sunt indicate să le dăm în această boală, da? Da, și toate astea sunt indicate și în bolnavul geriatric, se folosesc în geriatrie, se fac cure cu aceste vitamine și au beneficii mari. Da. Mai există și preparatul ăsta ginkgo biloba, pe care tot așa vedeți că e fantastic ce ai zis, este extraordinar tot la oamenii în vârstă, dar se dau pentru a îmbunătăți circulația mai ales cerebrală, dar și la membrele inferioare și are și un efect ușor anticoagulant. Ce părere ai de ginkgo biloba? E un medicament care de mult a trecut proba timpului, ieftin. Deci este accesibil și beneficii sunt mari, se știu, cred că, din antichitate. Da, exact. Deci îl știm deja extraordinar. Pentru ficat, silimarină, acid alfa-lipoic, ca o antioxidant și ca suport hepatic, ce părere ai se dau? Categoric. Este foarte important și acest lucru. Deci iată ce v-am spus noi, sunt niște medicamente care le putem folosi și ca și profilaxie, să zic așa. Le putem folosi și înainte de a ne îmbolnăvi, pentru a nu ne îmbolnăvi, da? Dar deci, profilactic, încă o dată subliniez, nu singuri, să nu le luăm singuri, să nu le luăm singuri, medicală, dar categoric. Mergi la medic, îi spui de treaba asta și profilactic, sigur, și vitamina D, și C, și zincul, și seleniu. În cure, deci, în cure se de poate... 10-14 zile, deci se pot da fără nicio problemă. Sigur că
Este foarte important acest lucru. Deci, iată, până acum am vorbit despre aceste, deci, suplimente, vitamine, care nu au, să zicem așa, efecte secundare extraordinare și atunci le putem da mai cu mână largă. Dar iată că n-am vorbit și trebuie să vorbim și de acest lucru, fiindcă vedeți că toată lumea caută medicamentul care este antidotul, care este vaccinul. Toată lumea vorbește de vaccin, da? Da. Deci vaccinul. Sigur că vaccinul, am văzut, sunt 4 firme, 5 firme care pun pe piață acest vaccin. 2 care produc vaccin cu ARN mesager, este acest Pfizer și Moderna, care sunt americane, mai este Johnson & Johnson care, și AstraZeneca, mai este vaccinul rusesc de care abar n-avem, știu că Ungaria l-a luat și au început vaccinarea. Se spune că seamănă cu cel de la AstraZeneca, chiar se spune că au colaborat. Au colaborat. Deci asta, cel chinezesc care... Este, nu este, Dumnezeu știe. Se spune că seamănă cu Sputnicul rusesc. S-am auzit că sunt 5 diferite feluri de vaccinuri. Acolo, da. Dar noi nu avem acces nici la informația sa amplă, nu putem cu siguranță să spunem nimic. Exact, noi așteptăm. Șansele să apară la noi sunt doar în viitorul foarte îndepărtat, dacă vreodată o să ajungem să le folosim. Da. Păi, deocamdată s-a început vaccinarea, trebuie să știm, s-a început vaccinarea anti-COVID. Prima dată a fost și este normal să fie așa, vaccinate cadrele medicale, pentru că este au absolut nevoie... Absolut normal, pentru că medicii în prima linie. Da, exact. Sunt și efecte secundare, ați văzut, deci nu mai este nicio... rușine că toată lumea zicea, nu mai zice de efecte lasere, nu știu. Domnul trebuie să fie informat, să avem și efecte. Nu există medicament cu efecte adevărate, fără efecte secundare. Exact. Degeaba, nu putem să nu zicem, toată lumea zice, domnule, păi de ce zici că nu știu ce? Nu, eu nu sunt împotriva vaccinării. Încă o dată vă spun, ca să știți, sunt împotriva vaccinării obligatorii. Deci, tot ce e obligatoriu, da, deci asta face parte din drepturile omului. Din drepturile deci noi omului, luptăm de om și de drepturile animalelor acum, exact. De omului. Exact. Sigur că se impun anumite strategii ca să depășim un moment dificil a omenirii cât mai repede. Da. Bun. Dar obligativitatea e altceva, cum ați spus. Obligativitatea e altceva și asta. Deci la noi în țară deocamdată nu e obligatoriu vaccinul. Cine dorește se vaccinează, cine nu dorește nu se vaccinează și cu asta cred basta. Cred că asta este peste tot momentan. Probabil că este peste tot. E interesant și cred că o să fac studiul ăsta, dacă colegii mei, că nu pot să fac cu foarte multă lume, dar cu cei 50 de, să zicem, medici care, sau cadre medicale care sunt la Spitalul Blaj, am putea face după o lună de la a doua vaccinare, după rapel, după al doilea rapel, să ne facem anticorpi, da? Să vedem, avem anticorpi sau nu avem anticorpi. Dacă nu avem anticorpi, înseamnă că vaccinul nu este suficient de bun. Dacă avem anticorpi, înseamnă că vaccinul este ok. Deci, aici ar trebui făcut acest studiu și publicat ca lumea să știe și să fie ok. Dar s-a uitat sau nu mai vrea sau n-am mai auzit pe nimeni de medicamente care vindecă virusul, care omoară virusul, care îl vindecă. Deci nu acest vaccin. Vaccinul este prevenție, dar sunt medicamente care omoară virusul și de asta trebuie să discutăm despre aceste medicamente. Încet, încet o să discutăm despre aceste medicamente, dar aș vrea să începem cu vestita hidroxiclorochină sau plaquenilul. Deci această vestită hidroxiclorochină care, încă o dată, am discutat cu tine și vorbeam foarte mult de ea, iată că a fost indicată prima dată de acel medic din Franța, care pur și simplu îmbărțea hidroxiclorochină pe acolo, pe la institutul lui. Efectele au fost, să zicem, bune, unii ziceau că efectele nu sunt așa bune, unele țări au scos-o, cum este... Aici trebuie să precizăm un lucru. Hai să vedem. Deci, contează enorm
momentul cât administrezi tratamentul. Și asocierea. Mulți au spus că trebuie asociat cu azitromicină. Nu putem să contestăm experiența personală a unui medic care a folosit un tratament de zeci de ani. Aici vorbim de un medicament care este în piață de 70 de ani. Nu se poate brusc să apară toate efectele adverse. Da. Sigur, aici contează și doza. Iată că, deci, efectul advers al plachenilului sau hidroxiclorochinei sau plachenilului, la noi se numește plachenil, în altă parte se numește poate altfel, dar hidroxiclorochina este substanța de bază, singurul efect care este semnificativ este că la doze mari, de peste 60 de miligrame pe zi, să zicem, crește un interval QT, ceea ce duce la extrasistole și la, să zicem, stop cardiac. Deci trebuie făcut în spital, cum dar se zice. Dar sunt și alte medicamente care au acest efect și acum brusc nu se discută, chiar și antibiotice. Exact, chiar și antibiotice au. Chiar și Quinolonele și astea au chiar la prospectul deci scrie. Deci asta ar fi fost inconvenientul la folosirea hidroxiclorochinei. În rest, s-au folosit cu succes. Atunci, de ce nu s-a recomandat atenție mare la doză? Exact, la de doză. De aceea, orice tratament, mai ales de genul ăsta, este sub strictă recomandare și supraveghere medicală. Am înțeles. Deci, iată nu trebuie că să exagerăm, să spunem, da, dacă e o doză uriașă, o doză care trece peste normal, ok, dar e asta normal. Trebuie precizat. Deci, eu știam și se face exact așa, deci în prima zi să folosesc 40 de miligrame, deci doză de atac și apoi următoarele zile până la 5 zile și poate să meargă până la 10 zile câte 20 de miligrame pe zi. Că o tabletă are 100 de miligrame, deci două tablete pe zi, în prima zi 4 tablete și după aceea câte două tablete pe zi până dar când dar cei care călătoresc în Africa iau două tablete preventiv dacă fiindcă, să nu facă malaria. Exact, fiindcă trebuie să spunem telespectatorilor că acest medicament este împotriva malariei, dar plachenilul se ia și împotriva unei boli foarte urâte care este poliartrita cronică evolutivă pe care tu cred că am menționat-o înainte, am discutat și am zis că asta înseamnă o inflamație. Exact. Și chiar și alți colegi, deci am fost la un congres la București foarte important, care chiar doi soți cardiologi aveau o controversă vis-a-vis de cum trebuie să folosim medicamente de circulație la artrită reumatoidă. Și chiar asta a spus. Și dacă înseamnă inflamație și dacă procesele ateromatoase încep de la inflamație, da? Atunci, inflamația care este la sistemul musculoscheletal poate să se mute și la sistemul vascular și atunci e corect, până la urmă, să se ia tratamentul. Și aici, dacă avem un tratament care oprește inflamația generalizată, să zicem, de ce să nu îi folosim? Și mai exact. Ales dacă unii medici au avut experiență îndelungată cu el. Nu văd nici ca s-a făcut câteva studii, ok, s-a făcut, dar asta nu înseamnă, în primul rând, este experiența clinică, da? Experiența clinicianului. Și așa s-a lucrat la medicină întotdeauna. Am înțeles. Deci, și eu și tu înțelegem că suntem pentru plachenil sau hidroxiclorochina și trebuie folosit un medic indian îl folosea ca și este, o să discutăm și despre dacă putem intra în direct cu domnul Virgiliu Gheorghe, directorul laboratorului imunomedica și clinicii imunomedica din București, după 9, o să discutăm despre acest lucru, fiindcă se poate da și preventiv. Deci, medicul indian dădea două zile pe săptămână câte două tablete pe zi. Deci, patru tablete pe săptămână. Nu e nicio problemă. Acum am spus că cei care călătoresc în Africa îl iau preventiv. Două tablete pe zi, săptămâni. Dacă stai 2-3 luni în Africa sau jumătate de an, nu o să iei numai o doză? Da. Iei mai mult. Și ce au pățit? Ați sute de mii de oameni care le-au folosit. Am înțeles. Plus cei care le-au folosit, am avut pacienți care le-a fost administrat cel puțin de 10 ani sau 15 ani și nu au prezentat nici probleme cardiace, nici altfel de reacții adverse nu au avut. Am înțeles. Deci, amândoi suntem pentru folosirea acestui medicament.
Sigur că mai există un medicament care ziceau englezii, cred că este antiviral, distruge virusul, este colchicina, care se dă în gută. Ce părere ai despre acest lucru? Am rămas cu gura căscată, adică iată că toate medicamente din astea care se dau pentru articulații, pentru bolile astea articulare, da, autoimune. Bolile astea înseamnă produc o inflamație. Exact. Niște procese de hiperinflamație. Da. Deci iată că acum e mai ușor, da. Ok, n-am știut că colchicina poate să fie folosită la... Da, de englezii ziceau, se folosește 0,5 mg de dor pe zi, timp de 10-30 de zile poate da diaree, bineînțeles, deci ca efecte secundare. Toate medicamente au efecte secundare. Dar, deci am fost surprins de această colchicină și iată că e fantastic. E ieftină și ea se folosește de mulți ani, eficientă, a ajutat mulți pacienți și dacă s-a dovedit că are și acest efect, atunci e binevenită. Da. Ne bucurăm totuși că există și acest tratament. Iată că mai apare un medicament pe care eu și colegii mei îl dădeam în hepatopatie și anume ursofalcu. Da. Este acid ursodeoxicolic și se dă și în această bolă între 50 până la 1000 de miligrame pe zi, timp de 10 până la 30 de zile. Un medicament sigur, l-am folosit, am experiență cu el, am avut pacienți și am și acum care schema lor terapeutică. Pot să-l iau cu încredere dacă o să fie recomandat de la un medic. Pacienții care ne vad pot să-l primească cu încredere. Da, deci iată că ursofalc. Și acum mă gândeam în evoluție că o asistentă de-a mea avea probleme cu fiat și i-am dat ursofalc. Și pur și simplu rezultatele au fost fantastice. A lucrat mult în laborator cu acest virus, dar nu s-a îmbolnăvit. Și dacă s-a îmbolnăvit fără simptome, deci nu are niciun simptom. Deci interesant. Asta e cel mai important lucru. Da. Un alt medicament, bineînțeles, aspirina, am discutat despre ea, se dă în doze mai mari decât de obicei, poate să meargă până la 150 mg până la 500 de mg pe zi, este antiagregantă, este antiinflamator, e tot ce vrei, deci vestita aspirina. La 500 de miligrame, oricum și la recele simple sau mai și la viroze. Da. Un ceai cu așa, deci nu e nicio problemă. Se lua tot timpul, nu e ceva nou, exact. E sigur și foarte un alt medicament este famotidina. Da. Asta iară cu efect antiviral, iară un studiu făcut, este un H2 inhibitor de tip Controlox sau Omeran, dar este famotidina, nu ranitidina aia clasică, 40 de miligrame pe zi, timp de 10 zile, cu evident efect antiviral. Fiindcă, dumneavoastră, vedeți, stimați referitori, că virusul ăsta nu numai în plămân merge și pe tubul digestiv și am văzut cazuri cu diaree cronice, cu din astea, merge și pe ficat, pentru că sunt receptori, bine, la urmă știți că am discutat acest problemă la prima vară, de ce oare ați întrebat atunci, poate să fie și la stomac și la ficat? Tocmai că există niște receptori care îl plimbă mai multe sisteme ale corpului, din păcate. Deci așa este, deci famotidina. Metforminul este un tratament pe care, modulator imun și reglator al glicemiei. Deci aici trebuie să insistăm, da, este un medicament foarte bun, deci este laudat, are multe studii, multe beneficii. Am coleg care îl administrează la persoane obeze care nu au diabet. Ce spuneam înainte, la obezii există un sindrom inflamator care nu este evidențiat, mai ales dacă sunt mai tineri. Deci este logic că scade și inflamația pe lângă alte beneficii pe care le oferă. Da, deci metforminul 250 mg de două ori pe zi este fantastic. De ce vă spun că am avut cazuri de o colegă mai în vârstă care s-a îmbolnăvit, s-a infectat și care n-avea diabet și în perioada când era infectată, în perioada de stare, avea niște glicemii 700-800. Fantastic. Deci iată că pe undeva
ajunge și la pancreasul endocrin, Dumnezeu știe. Tratamentul lui n-a luat... Da, n-a avut diabet în viața ei. Corticoterapie? Normal, i s-a băgat dexametazon. Da, dexametazon sau soludacortin, deci astea două se fac, dar să discutăm astea separat, deocamdată discutăm doar de aceste medicamente pe care am auzit și care se fac. Și iată că vine și un medicament, umifenoviru, denumirea arbidolul. Noi îl știm sub formă de arbidol. Este un inhibitor al replicării virale, 200 de miligrame în fiecare 6-8 ore, timp de 5 zile. Se poate lua și preventiv, dacă ați fost în contact cu un bolnav COVID, dacă în familie este acest lucru. Din păcate, arbidolul nu știu dacă se găsește în farmacii. Deci probabil că există doar în... Asta cu toate că în contact, deci cei care au avut contact, fiindcă de multe ori este fantastic, soția are, soțul nu are, sau soțul are, soția nu are. O luat în același pat, vorba aia, o respirat gură la gură, că soțul cu soția așa dorm în același pat și iată că totuși probabil că unul are, unul nu are. Și concentrația virală, adică în momentul care s-a produs infectarea, cantitatea virală pe care a fost introdusă în organism, cred că are și contează și ea. Pentru, atât pentru formă, cât și pentru cât de contagios este purtătorul. Am înțeles. Facem o mică pauză de publicitate, fiindcă, ca și orice emisiune, avem nevoie de o pauză de publicitate și apoi mergem mai departe în această epopee a tratamentului viral COVID-19. Pauză. A însemnat, în primul rând, foarte multă durere, foarte multă presiune și a însemnat enorm de multe informații. Această dramă care s-a numit pandemie ne-a unit pe toți. Au dispărut granițe, au dispărut continente și ne-am unit. Ce aduce un vaccin? Aduce posibilitatea, în primul și în primul rând, de a împiedica formele severe de boală. Aduce posibilitatea de a apăra pe cei care sunt vulnerabili din jurul nostru, de a pune în genunchi acest virus și de a ne câștiga dreptul de a trăi și de a ne bucura. Și eu mă vaccinez. Tu protejezi viața celor dragi și a tuturor celor din jur doar dacă respecti regulile. Poartă masca și fă-o corect. Păstrează distanța fizică și evita aglomerațiile. Spală-te și dezinfectează-te des pe mâini. Încurajează-i și pe cei pe care îi întâlnești să-ți respecte dreptul la viață. Virusul ucide. Fii precaut. Salvează vieți înainte de a fi prea târziu. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Peste 15.000 de români și aproape 2 milioane de semeni de pe întreaga planetă au pierdut lupta cu boala COVID-19. Niciodată până acum nu și-au alăturat efortul atâția specialiști și nu s-au alocat atâtea resurse pentru găsirea unei soluții salvatoare. Vaccinarea reprezintă acum singura opțiune pentru stoparea acestei pandemii. Acest lucru este posibil doar dacă se vaccinează cât mai mulți dintre noi. Vaccinurile sunt sigure și eficace. Și eu mă vaccinez. Virusul ne-a lovit pe mulți dintre noi. Unii s-au vindecat mai ușor, alții însă au ajuns la terapie intensivă. A fost greu, dar a trecut. Te-ai vindecat și ești fericit. Acum tu poți să-i ajuți pe ceilalți. Donează plasmă. Contactează cel mai apropiat centru de transfuzie sanguină. Pentru ca alții să trăiască, donează plasmă. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Da, suntem din nou la emisiune. Invitat special în această seară este Nikos Mavrițakis, doctorul Nikos Mavrițakis, medic gerontolog. Discutam despre tratamente astea sunt doar suplimente, deci nu o să vă spunem foarte multe lucruri.
Sigur că nu pot și nu trebuie să fim, să zicem, mai exagerați, adică nu vă spunem doze, nu vă spunem, vă spun totdeauna, mergeți la medicul de familie, da, și să vă spună. Dar populația trebuie să fie informată, fiindcă, da, dacă nu e informată... Pentru că este speriată. Da, e speriată. Deci, da, dacă ne dă o amendă CNS, o să plătesc eu amenda, ce să fac? Dar asta este, fiindcă ei trebuie să știe ce se întâmplă, știi? Deci în toate chestiile astea. Da, și mai ales că noi totdeauna subliniem niciun tratament, automedicația, nu. Nu, totdeauna exact. Am spus nu. Totdeauna. Noi vi le spunem ca să le știți, ca să știți ca se poate lua, ca sunt benefice, să mergeți fără frică la medicul dumneavoastră și doar sub îndrumarea medicului să luați orice schemă de tratament. Da, da, exact. Și încă ceva, noi cu prezentarea aceasta vrem să vă determinăm să nu aveți frica aceasta care a vorbit domnul doctor Frenciu, pentru că sigur este un factor foarte nociv care chiar nu avem nevoie în momentul de față pe care îl trăim. Da. Sigur că sunt enorm de multe medicamente, dar o să discutăm de un medicament special, un antiparazitar cu efect antiviral foarte puternic, care se numește ivermectină. Da. Această ivermectină, la o greutate medie de 70 de kilograme sau poate ajunge la o doză de 12-48 de miligrame pe zi timp de 4 zile. Studiile la adulți au arătat că imediat după acest dozaj gravitatea simptomelor scade brusc, este fantastică. Sigur că uneori pot apărea tranzitoriu, dureri de cap sau amețeli. Produsele de ivermectină sunt sub formă de soluție, au concentrația de 1%, 1 ml conține 10 mg substanță, 2,5 ml conține 25 de mg substanță, doza zilnică recomandată pentru un adult. Deci 2,5 ml de soluție. Sigur că noi nu suntem destul de deștepți ca occidentalii care au ivermectina și au tablete sub formă de tablete, da, au în Germania sunt, da. Toți au acest lucru, noi nu avem, dar noi suntem și mai deștepți ca ei, fiindcă, acum vă spun dintr-o sursă sigură, toate farmaciile din București au un RP cu ivermectină și se vinde fără nicio problemă, fiindcă e foarte important, mai bine să trăiască bolnavul, da, să salveze viața omului. Să viața unui om. Deci asta este foarte, foarte important. Sigur că această ivermectină la noi nu se găsește, dar se poate prepara magistral la anumite farmacii. Sigur că nu mai spun de albastru de metil, care este iar o substanță pe care toată lumea o știe. Aici m-ați surprins, placut. Deci, studenții mei sunt martori pentru că de când a apărut boala, le-am recomandat acest preparat. Le-am spus nu neapărat că poate să moară virusul, dar cu siguranță, având în vedere cai de intrare, de unde pătrunde virusul, dacă o să da de albastru de metil, sigur pacientul sau persoana care a venit în contact nu o să facă o formă gravă, o formă severă de boală. Și le-am spus, de când am intrat la online, există preparate românești, faceți rost și folosiți zilnic, mai ales când ieșiți afară, oriunde mergeți, inclusiv la cavitate bucală sau nazală, fără nicio problemă, folosiți-l abundent și o să vedeți că o să fiți bine protejați. Da. Avem acest albastru de metil. Noi eram studenți și când ne durea roșu în gât, luam cu o vată să o badijonăm cu albastru de metil și acum este un tratament extraordinar de badijonare în gât cu albastru de metil. El se poate și bea, se face o soluție între 5 și 7,5 ml în 200 de ml de apă
și se poate bea de 3 ori pe zi, cu efect... Asta este, dar să recomandăm la telespectatorii noștri să nu încerce să-l prepare singur. Sigur că este important să fie, în primul rând, dat de medic, dar asta este clar că este așa. Deci albastru de metil, o substanță ușoară... Și pulverizare, iar atenție la concentrație, pentru că dacă ai concentrație mare, atunci are și efecte adverse, poate să provoace tusă, dispnee și așa mai departe, deci atenție doar sub îndrumarea medicului să vă explice cum să fie diluat și cum să-l folosiți, nu încercați singuri. Exact. Absolut. Deci neapărat... Noi vă subliniam faptul că este un preparat foarte bun, să aveți încredere dacă o să fie recomandat de la medicul dumneavoastră să îl primiți sau chiar puteți să mergeți cu o propunere ca să vă spune, să vă îndrume pentru un preparat sau pentru o formă de administrare, să vă ajute medicul dumneavoastră cum să îl folosiți. Exact. Deci nu uitați, albastru de metil foarte bun. Bun. Și acum să discutăm puțin despre calea de intrare, fiindcă pe unde intră acest virus, unde se mutifică prima dată? În nas, în cavitatea nazală, în cavitatea bucală și în faringe. Acolo este calea între digestiv de intrare și respirator. Multiplicare. Și de multiplicare. Și apoi coboară la plămâni. După 3, 4 până la 7 zile coboară spre plămâni. Deocamdată stă acolo. Și atunci nu-i mai simplu să îl omorâm acolo. Ba da, cum se poate face acest lucru? Cu ori cu nebulizare, care e destul de greu, fiindcă trebuie să ai aparatul de nebulizare, ori cu gargare, care este foarte ușor, sau cu badijonare, cum vă spuneam, cu badijonare. Deci putem omorâ virusul cu aceste trei. Și acum sau cel puțin să îi piedica multiplicarea asta fatală sau multiplicarea asta care poate să pune probleme mari la sănătatea omului. Da. Pacientului. Deci, iată că cu nebulizarea e destul de greu, dar eu zic că cu o gargară se poate face foarte ușor. Sigur că... Acum, în ziua de astăzi, și aparatele astea sunt destul de accesibile. Sunt accesibile, dar nu toată lumea are nebulizator, dar se vând și la farmacie. Dar mulți pot să facă rost să aibă acasă. Da, sunt convins că ar fi foarte bine. Deci, dacă ai un nebulizator acasă, albastru de metil, dar pui... Dar cum ați spus dumneavoastră, badijonare e sfintă? Da, badijonare este foarte simplă. Deci, nebulizare sau badijonare dar badijonare este cu albastru de metil, este foarte simplu. Există la farmacii, concentrația la farmacii, știți că este de 1% și el se diluează 1 la 10 totdeauna și se face ori nebulizare, ori badijonare cu albastru de metil. Deci, iată că albastru de metilen, metil sau metilen, cum vreți să zice, în unele cărți se zice metilen la unui metil, este foarte bine să fie făcut. Sigur că v-am mai arătat o altă gargară, gargara cu apă oxigenată, amestecată cu apă plată. De ce? Fiindcă apă oxigenată pe care noi o găsim la farmacii este de 3%. Apă oxigenată la farmacii, în borcane mai mici sau mai mari, este de 3% și noi trebuie să facem gargare cu 1,5%. Și atunci ce facem? Într-un pahar de 200 de miligrame, băgăm jumate apă oxigenată care e 3% și jumate punem apă plată și facem gargare cu apă oxigenată. Eu o fac de când am văzut metoda. Metoda este foarte bună, curăță și cavitatea bucală, este bună și pentru carii, e fantastică și gargara cu apă oxigenată este prezentat-o bună. Aici am și prezentat-o atunci și în plus putem face și cu diferite soluții care soluții din astea pentru dinți, pentru curățarea gurii, sunt diferite soluții care le putem folosi și acelea. Deci, iată și halații cu aburi, adică putem să fierbem diferite soluții. Deci iată că acei aburi, cu cât e mai cald, cu atât virusul moare la căldură, da? Păi dacă noi punem chiar cu apă, cu sare, deci chiar simpla sare de bucătărie, dacă o punem și ne punem un prosop deasupra și aspirăm acei vapori de sare încălzită sau de apă sărată încălzită, bineînțeles că... Ceaiurii pe care le-am menționat înainte, tot ce a fost menționat, se poate inhala, inspira și să
distrugă virusul. Exact. Ce fac rușii? Rușii cu alcoolul, fiindcă na, ei îi mai rece pe acolo cu alcoolul, dar și se rezistă cu alcoolul. Se poate pune, și noi putem pune pe o, pe o compresă de tifon, alcool. Bineînțeles, compresa ar fi încălzită, o punem pe teracotă sau pe, pe orice corp cald să fie încălzită, punem niște strop de alcool 40-60%, chiar și țuică 60%, și apoi începem să aspirăm cât mai profund, cât mai adânc. Și acest, acest lucru omoară virusul. Se poate și înghiți un pic de țuică, natural, nu este nicio problemă, și există și bitterul suedez, este o, o, o tinctură medicinală formată din cimbru și busuioc, este foarte bună, să facem o tinctură din cimbru busuioc. Bitterul ăsta are anumite substanțe, uleiuri eterice extraordinare. Dar și cimbru e foarte benefic. Și cimbru este foarte bun și busuiocul la fel. Deci iată că avem, avem multe, multe lucruri de, de făcut. Da? Din păcate nu putem lua legătura cu Bucureștiul, nu știu de ce. O să discutăm în continuare, sigur, de cazurile care trebuie internată, fiindcă nevoia de oxigen nu se prea poate face acasă. Sigur că sunt și diferite aparate care produc oxigen acasă, la cei care au aceste... Da, asta este, numai trebuie să precizăm, pe de o parte, că sunt scumpe, adică scumpe. Nu sunt accesibile ele pentru toți. Ele se închiriază de obicei, că se închiriază acum, firmele care le închiriază, am început, am înțeles că nu mai au disponibile imediat, adică pentru că a fost cererea mare și toate aparatele sunt date. Să spunem și aspectul ăsta. Acum, dacă cineva are posibilitatea să achiziționeze un astfel de aparat, eu cred că e o investiție bună, îl aibă acasă. Exact. Poate să, să evite o ospitalizare, mai ales știm toți că în această perioadă internările sunt mai grele, mai dificile. Exact, exact. Și atunci, cât se poate, pacientul să rămâne acasă dacă are, repet, această posibilitate să achiziționeze un astfel de aparat. Prețurile încep de undeva de la 2000 și ceva de lei și tot cresc. Cât mai mic să fie, dacă aveți posibilitatea să achiziționați, repet, e o investiție bună și înțeleaptă. Chiar și pentru un om sănătos, adică să mai respir din când în când oxigen, mai ales cei care lucrează în mediul închis, în mediul tot timpul, nu? Deci, da, în loc să mergi la pădure, stai acasă, spui un pic oxigenul și este chiar egal oxigen. Că oxigenul este dătător de viață. Este fantastică ideea. Și pentru fumători. Și pentru fumători, pentru bolnavi cronici, pentru bolnavi, pentru oamenii peste 60 de ani, este foarte indicat acest lucru. Sigur că, din păcate, v-am spus, este scump, dar trebuie, trebuie închiriat. Bun. Când, care sunt semnele de agravare când bolnavul trebuie să ajungă în spital? Fiindcă foarte mulți bolnavi, am spus, stau acasă, nu știu ce să facă, sunt nehotărâți, deși frică să facă testul ăsta, dacă sunt pozitiv. Deci cam așa aici se gândesc. Aici e cea mai mare greșeală. Da. Să gândesc dacă ești pozitiv. Dacă ești pozitiv, trebuie să afli cât mai repede. Exact, ca să faci tratamentul. Acest lucru poate să ți salveze viața. Exact. Sau poate să te scape de o situație, de un disconfort mare. Adică când ajungi la internare și dacă iei o medicație puternică, să zicem, organismul după aia ajunge epuizat, trebuie refăcut și așa mai departe. Deci trebuie să, să pună fiecare om în balanță și când există cea mai mică suspiciune, se înceapă tratamentul imediat. Dacă ești pozitiv, poate trebuie să te gândești că e o gripă până la urmă, nu e nicio rușine, ești pozitiv, ai luat o gripă, trebuie să o tratezi cât mai repede și cât mai eficient. Exact. Deci, de aceea trebuie să subliniez aici încă un aspect. Mulți dumneavoastră ați vorbit de oamenii care comentează, s-au luat niște măsuri care unii au spus că au fost dure. Eu nu le găsesc atât de dure. Cred că autoritățile au procedat corect. Măsurile care s-au luat, s-au luat ca să salveze viețe, ca să salveze normalitatea cât se poate. Poți să te bucuri de viața. Acum trebuie să arătăm solidaritate, să arătăm maturitate și să ne supunem la aceste măsuri. Le-au luat niște oameni care sunt în domeniu și care s-au gândit bine.
Și ați văzut că nu în, în România a făcut excepție. Peste tot s-au luat măsuri asemănătoare. Dar uitați-vă la țări, inclusiv în America, care nu s-au luat măsuri cât de cât dure, unde a ajuns. Așa este. De la începutul pandemiei, nu numai acum. De aceea trebuie cât se poate să fim înțelegători și să încercăm să respectăm aceste măsuri. Repet, nu sunt exagerate și s-au luat ca să salveze normalitatea, în primul rând socială, în al doilea rând cât mai multe vieți. Și asta am simțit obligație, dacă toți suntem la televiziune, să spun părerea mea, să spun ideea asta. Eu n-am făcut parte de nicio comisie care a luat decizii, dar nu mi se pare atât de exagerat. Mai mult pentru că de multe ori suntem imaturi, adică, vedeți, dacă nu sunt luate anumite măsuri, de ce nu sunt avem luate? Și predispoziția să nu, deși știm care e problema, să nu respectăm, știm că trebuie distanțarea, să nu o respectăm, știm că, sau cel puțin la început, că trebuia să purtăm masca, nu s-a respectat, de mai multe persoane. Și atunci, sigur că trebuia statul să ia niște măsuri care a fost spre beneficiu tuturor și a societății. Da. Da, România, într-adevăr, eu zic că s-au respectat anumite lucruri. Sigur că niciodată nu pot să spun că în momentul când îți ia din libertate sau îți ia din asta, îți pare bine. Dar câteodată este necesar. Aici e maturitatea. Important e să fie reversibilă chestia asta, adică să nu fie irreversibilă, fiindcă tare foarte multă lume se teme, fiindcă să nu fie ceva irreversibil. Și atunci, dacă irreversibil, este altceva. Dar nu este nicio problemă. Important este să respectăm toate aceste lucruri și le-am respectat, zic eu, medicii le-au respectat, oamenii le-au respectat, foarte rar am văzut. Sigur că intervin lucrurile care și acum văd un botez care se face cu 200-300 de persoane. Sigur că mi se pare exagerat. Un botez, ai familia asta, 10-15 deci, persoane, să poți să mergi. Botez. Dar nunți erau nunți de 400 de persoane. Vă dați seama că și am discutat și cu oamenii politici. Horeca, în general, este nebunită, fiindcă nu mai au din ce trăi. Văd prieteni de-a mei care lucrează, care au fost chelneri sau care au lucrat undeva, nu-i mai plătește. Ei nu mai au cu ce trăi. Dacă s-am în doi chelneri, există și somajul tehnic. Da, să nu uităm că statul totuși a ajutat cât a putut. Deci important este ca încet încet să se deschidă cumva aceste lucruri ca oamenii să-și poate reveni. Fiindcă vrem, nu vrem, doctorul Nicos Mavrițakis, dar este o implicare și o criză economică. Este criza asta psihică, a fricii, deci am zis virusul asta fricii, este virusul economic, adică o lovește și pe cine lovește? Dar numai pe oamenii. Nu trebuie să uităm că cât mai mulți bolnavi, atât de mult se adânceste această criză. Exact, sigur că da, dar încă o dată spun, interesant e mă că nu izbucnește undeva. De exemplu, și acum la Mall sau la Bastia, sunt magazine fantastice, plină lumea, însă nimeni nu nimic. Se izbucnește la chestii mărunte. Ba o chef, ba un botez, ba nu știu ce. Deci aici e o chestie care nu înțeleg. De ce? Dacă ar fi așa, ar trebui să izbucnească magazinele astea mari în care e full, e arhiplin, dacă te uita cu atenție. Pentru că există o diferență. Da. La magazinele astea, un Mall, de exemplu, are un sistem de aerisire. Și oamenii nu se cunosc. Deci distanțarea cât de cât e pastrată în mod natural. Da, exact. La un botez, la un nuntă, se cunosc. Hai, ce faci? Se îmbrățizează. Da. Avem și temperamentul ăsta. Vulcanic, suntem oamenii calduroși, să ne îmbrățișăm. Așa este. Aici nu, trebuie să recunosc așa, ai dreptate. Și acolo intervine. Nu purta masca. La mol lumea poartă mască. La botez nu. Da. Cum ați spus dumneavoastră, mai consumam o țuică, mai
Aici trebuie să respectăm taina botezului, taina cununiei. Da. Și eu am cunoștințe care au făcut cununia cu 10 persoane prezente. Da, am înțeles. Pentru că a făcut-o pentru taina. Sigur că se poate să sufere anumite... Cei din Horeca sufere, da, fantastic, este adevărul. Sunt de acord. Acum, soluții compensatorii sunt asta în general somajul tehnic, dar nu poți să îi împaci niciodată pe toți. Exact. Și repet, încă o dată, dacă se va adânci problema, atunci mai multe domenii o să întâmpină probleme multiple. Și atunci trebuie să ne gândim înțelept. Exact. Sacrificăm o parte cât mai mică ca să salvăm mai mult. Da. Pentru că nu se poate, din păcate, împaca totul. Exact, exact. Bun, deci iată că am deviat puțin de la emisiune, dar trebuie să spuneam și chestia asta. Ce probabil cu școlile, fiindcă și tu ai copii care abia așteaptă probabil să meargă la școală. Și eu cel puțin, eu și cadrul didactic și studenții probabil că sunt nebuniți, abia așteaptă să meargă la școală. Eu sunt cu școala sanitară închisă, pe cum poți să faci asistente medicale pe internet, adică trebuie să faci o injecție, să te pui pe infuzie. Aici nu putem să judecăm nimic, nici sistemul, nici nimic. Am fost forțați toți pentru... Am înțeles, dar important e că să începem, să dăm drumul la școli. Am înțeles că astăzi președintele este pentru începerea școlilor pe la 8 februarie, deci chiar cam când începe semestrul 2, să sperăm că... Dacă este oportun, cel puțin la școli, care tot știm că copiii nu se infectează ușor și nu fac o formă severă a bolii, cred că e un moment oportun cât de cât să înceapă, să se deschide școlile, pentru că s-a întâmpinat mai multe probleme decât la universități, altfel și cadrele pregătite. Și studenții sunt mai... Sigur, studenții acum... mult mai bine învață și așa decât copiii care sunt pe clasa 1, 2, 4, și mai ales copiii care nu sunt din oraș. Acolo exact, e aici, pe aici este, nu crezi că este o diferență mare între sat și oraș, fiindcă, băi, ăștia nici n-au semnal, nu că să aibă laptop aparate, sau din astea, nu au săraci, că sunt necăjiți, vai de capul lor, ce să aibă telefon performant ca să faci prin telefon școală. Cred că o soluție ar fi când o să se termine școala sau când o să se deschidă, să plătească profesorii pentru zonele respective să facă ore suplimentare cu acești copii. Am înțeles. Cred că asta o să fie cea mai bună soluție compensatorie. Da. Și nu pot să nu ridic și chestia asta la întâi cu medicii de familie. Iată că există o nouă divergență sau o nouă discrepanță, adică medicii de familie care merg la, și noastră probabil că mergeți la bolnav acasă, că exact, și intrați chiar în astea, nu primesc acel spor de periculozitate și asistentele medicale care lucrează cu ei primesc. Deci iată, mi s-a spus de medicii de familie, de doamna doctor care se ocupă de medici de familie, Luminița Varmaga, și zicea, domnule, nu primim nimic. Deci asistentele primesc de la stat banii aia de, nu știu, 15 milioane, mi se pare, pe lună, și medicii nu primesc. Deci iată că este o mi se pare că le da per pacient o sumă dacă se ocupă, nu știu exact. Nu le dă deloc, de asta am și zis, nu le dă și e foarte nemulțumit. E pacient îngrijit. Nu le dă și am discutat și cu, am discutat chestia asta și cu domnul președinte Dumitre, la fel, o zis că pune problema la sus la minister, să vedem, acum nu-i mai ministerul lor, că e ministerul. Sigur că și medicii de familie fac parte din personalul medical care a fost expus. Eu știu situații care s-a infectat și medicul de familie și asistentă și totuși și au lucrat, deci este un lucru care onorează medicii respectivi. Au lucrat fiind infectați, probabil că n-au primit bani, deci ar trebui. Cred că ar fi bine să se facă un bilanț și să primească și ei
sume de bani care li se cuvine. Am înțeles. E foarte important. Bun. Deci iată că la primele semne de scădere a oxigenului ar trebui să ajungem în spital. Și asta trebuie făcut. Adică toate familiile încoate fac un apel să vă cumpărați un puls oximetru, fiindcă și dacă sunteți bolnavi, vă luați de 2-3 ori pe zi sau poate și de mai multe ori cât de câte ori este nevoie și când vedeți că oxigenul scade, mergeți spre spital. Este de dorit să nu așa, ajungă pacientul la această situație, sigur. De aceea am prezentat și diferite scheme preventive, terapeutice, ca să încercați sub îndrumarea medicală să le luați la primele semne sau chiar fără să vă îmbolnăviți, puteți preventiv să luați multe dintre suplimentele alimentare. Pe care le-am discutat noi. Da? Da. Ca să nu ajungeți să necesitați o internare. Exact, fiindcă în momentul când oxigenul scade sub 90, automat trebuie să vă internați, să vă trebuie o sursă de oxigen. Și sigur că important este că s-au făcut anumite autopsii, din păcate ați văzut că mult timp din martie, de când a început, din martie anul trecut, de când a început, autopsiile erau interzise, nu știu de ce, fiindcă medicii legiști nu se pot infecta nici într-un caz, că au și ei aparatură, cum avem, și au combinezonele astea de cosmonauți, cum au zis. Deci, colegii din Italia da. au avut curajul. Din Italia au avut curajul. Și s-au dus și ne-au salvat, trebuie laudați, fiindcă ne-au salvat, fiindcă ce au văzut? Au văzut tromboze de vene pulmonare, de artere pulmonare mici, deci iată că tromboze peste tot, dar mai ales pulmonar, și atunci tratamentul care a salvat mii de vieți este tratamentul cu anticoagulante. Haideți să vorbim pe tratamentul cu anticoagulante, fiindcă este foarte important acest tratament care salvează vieți. Dacă nu făceau colegii italieni aceste autopsii, habar n-aveam și mureau mult mai mult, poate dublu decât au murit până acum, fiindcă au fost salvați de aceste anticoagulante. Sigur că anticoagulantele, după cum bine știți, sunt, sau nu știți, dar vă spunem și noi, sunt injectabile și preparatul este heparina, în primul rând. Asta este preparatul heparina, este preparatul general, deci nu putem să fim amendați cu nimic, fiindcă toată lumea știe de heparina. Sigur, el se găsește sub formă injectabilă, care se poate da subcutanat sau se poate da chiar intravenos. Sigur că colegii italieni și apoi în toată lumea au preferat preferatul subcutanat, care este foarte bine suportat, este greutate moleculară mică, foarte bine suportat, și preparatul, sigur că cel mai bun dintre toate astea este clexanele, trebuie să spunem că asta este adevărul. Ce părere ai despre această revelație, fiindcă aceasta a fost o revelație cu anticoagulantele, dacă nu se vedeau încă anticoagulantele, mureau foarte multă lume. Da, am spus că colegii italieni totuși trebuie laudați, exact. Au avut curajul să facă, după juramentul, în primul rând, deci vedem că medicul de multe ori trebuie să leagă între juramentul și juramentul lui Hipocrate și să aleagă vorbele politicienilor care sunt... Câteodată, nu sunt justificate anumite lucruri, deși cum am spus înainte, mi se pare că măsurile în mare parte au fost justificate și binevenite și au salvat și ele. Chestia asta cu autopsiile trebuia... Este un mare mister. A fost o eroare ca s-au interzis. Exact. Cineva trebuie să își ia răspunderea pentru chestia asta și numai cineva care se numește OMS ar trebui să își ia răspunderea. Organizația Mondială a Sănătății. Din păcate, de acolo a plecat chestia asta. Nu știu de ce a plecat, nu știu ce intenții au avut, dar trebuia neapărat făcute aceste autopsii. Și vedeți că au ajutat foarte mult, fiindcă a văzut care este problema, furtuna asta. Cinelor, coagulare intravasculară diseminată, mai ales la plămâni. Care apare secundar, și sigur asta este opțiune terapeutică salvatoare. Majoră, da. Și totuși anticoagulantele orale, mai ales astea moderne, sunt o opțiune bună pentru că nu trebuie injectate,
și atunci poate pacientul să-l ia și acasă. Sunt destul de sigure și mai ales când sunt folosite pe perioade scurte, adică două săptămâni, o lună, două luni, fără nicio problemă. Deci iată că avem și anticoagulante orale, da? Da? Și sigure, acestor... pentru că toată lumea știe generația asta veche care trebuia să meargă pacientul să facă INR, ba, da, nu mai, cu astea nu mai trebuie să faci INR-ul și da, în regulă. Deci acum trebuie să spunem preparatul cel care se folosește cel mult. Este... Toate sunt bune, toate da, sunt bune, nu da, trebuie să spunem niciun preparat. Exact, cu exact, siguranță medicul dumneavoastră o să vă da preparatul care... care vi se potrivește cel exact, mai bine. Da, da, am înțeles. Bun. Deci iată că anticoagulantele sunt, a fost cheia, să zic așa, acestui lucru. Și antibioticele, fiindcă iată că cei, totdeauna cei care sunt și chiar un mare profesor, profesorul Ciurea, care a văzut, a avut un, un a fost infectat, din păcate, cu acest COVID, și el a spus cu gura lui că și antibiotice concomitent cu antivirale iată că i-au salvat viața. Da, sigur, cei care zic nu la nu antibiotic, zic din cauza că antibioticul nu omoare virusul. Nu, da, dar, nu, dar, dar oprește inflamația. Exact, oprește inflamația și oprește infecția secundară cu bacterii. Cu bacterii, sigur că da. Fiindcă dacă în seara asta, deci eu am fost profund impresionat în seara aceasta, știi că era, așteptau pe domnul ministru Bogdan Stanoievici, știi, ministru Bogdan Stanoievici care a murit de virus, fost ministru, actor mare, deci actor mare și care a murit, dar n-a murit de COVID, deci nu a fost infectare cu COVID, așa se zice, ci am murit de la o suprainfecție cu probabil cu bacterii ucigașe din astea care sunt rezistente la toate antibioticele. Deci iată că de asta se dau și antibiotice ca să, ca să, fie bine. Da. Aici mai vine în sprijină încă un argument, experiență de mai mulți colegi din America, din Franța, adică și din țările europene și din țări care nu sunt în Europa, care au o experiență și au ieșit și au făcut public acest lucru, cred că este un argument destul de puternic ca să putem să folosim și noi. Adică nu orice pas facem trebuie să fie printr-un studiu, la un protocol și așa mai departe, pentru că nu putem să facem medicina așa cum trebuie dacă ne bazăm doar pe chestiile astea. Da, exact. Sigur că nu trebuie să uităm și antiviralele, sigur că sunt foarte multe antivirale, da? Toate se termină cu vir. Oseltamivir, umefovivir și bineînțeles că multe au fost date, apoi ați văzut, au venit că nu e bun, că nu-i nu știu ce. Dar sigur că s-au făcut foarte multe tratamente, fiindcă în momentul când ești cu mâinile legate și n-ai ce face, dai tratamentul care crezi tu că e bun. Și antiviralul este bun. Iată că văd că albidolul ăsta este din ce în ce mai folosit și este foarte, foarte bun. Remdesivirul, de care zicea că este, vai, este fantastic, iată că încet, încet s-a scos. Care este explicația acestor încercări antivirale? Ca orice medicament, el da, l-a avut, la unii pacienți a mers foarte bine. Exact, la unii n-a mers. Da. Da, sigur că sunt aici și răspunsul, noi am vorbit de fragilitate, sunt enzimele transportoare substanțelor medicamentoase pe care are fiecare organism și fiecare organism e unic, sunt comorbiditățile, sunt diferite sindrome inflamatoare care preexistente la anumite organismi care nu se știu. Sunt mult mai mulți factori dacă cauți. Și de aceea la unii a mers, la alții nu a mers. Exact, exact. Așa este. Iată că este foarte importantă și profilaxia cu anticoagulant. Deci
mulți medici fac și această profilaxie cu anticoagulant. Se fac foarte bine, cred, da. Pentru că unii se zic sau chiar protocolul să nu intrăm cu anticoagulant sau nu, nu știu eu cred ce. Că e, colegii e bine care aleg această cale de tratament, cred că fac foarte bine, îi felicit, pentru că cu siguranță pacientul lor are multe șanse să aibă evoluția bună, mult mai multe șanse să aibă evoluția bună decât să ajungă internat. Am înțeles. Deci iată și că riscurile sunt minime, adică cum se spune, risc-beneficiu, beneficiu este mult imens mai mic și riscul este mic. Deci iată că este foarte important să dăm tratamentul cu heparină și cu antibiotice care se fac. Sigur că la început unii sunt rezervați, dar cei mai mulți medici preferă să facă o acoperire cu antibiotice la bolnavi cu febră mare, mai ales eu persistentă. Din experiența mea clinic pot să vă spun că pacienții cu forme ușoare după o perioadă nu mai aveau evoluția favorabilă și ei au recunoscut că după ce au primit antibioticul de la medicul de familie, evoluția a fost mai bună. Mult mai bună, da. Deci, clinic vorbind, fără niciun protocol, fără nimic, deci realitatea asta este. Așa este. Sigur că la un moment dat toată lumea fugea după azitromicină, azitrox, nu mai era azitromicină din toate farmaciile, încet, încet s-au renunțat și acum este din belșug și azitromicina și doxiciclina și toate antibioticele injectabile care s-au făcut, nu mai este nicio un secret, fiindcă astea se fac în spitale. Sigur, vorbeam și de antiinflamatoarele astea mai puternice de tip steroid. Ce părere ai de antiinflamatoarele acestea și dacă, fiindcă la început au fost contraindicate, după aceea, din contră, că au fost folosite tot mai mult aceste antiinflamatoare. Știți că cândva, mult înainte, am citit că în evoluția medicală vorbim de epoca înainte de aceste medicamente și după aceste medicamente. Da. Cred că asta spune tot, dar dacă doriți să precizăm și să adâncim, nu e nicio problemă, sigur că blochează inflamația, blochează rău pe care vrea să-l facă acest virus și sunt foarte benefice, dar trebuie folosite, administrate doar de la medic. Pentru că contează doza, contează comorbiditățile pacientului, cum ați spus și dumneavoastră, deci o pacientă, o colegă dumneavoastră, fără să aibă diabet, da, a prezentat niște glicemii de 800-900, deci, fantastic. Atenție da. Mare, aceste medicamente sub îndrumare medicală, dar pe de altă parte sunt foarte benefice și salvează vieți. Exact. Bun, și sigur că am tot discutat despre tratament, sigur, și iată că vine și victoria și ne facem bine și cam 99% din pacienți s-au făcut bine și restul au murit. Din păcate avem cam 16.000 sau 18.000 de morți, mi se pare, în România. Dar, interesant, uitându-mă în statistică, față de anul trecut, numărul de decese este mai mic în anul ăsta decât anul trecut. Care este explicația? Explicația este după explicația lor catastrofală, atât poai, Dumnezeu. Cutia Pandorei și știm despre ce e vorba. Vorbim de profilaxia. Când a început pandemie, cine știa să vorbească de profilaxie. Exact. Iată că nici după un an deja știm ce și ce profilaxie să facem și iată că mortalitatea total este, zic eu, că fiindcă asta nu minte, deci statistica, deci au murit mai puțin bolnavi. Însă, din păcate, au murit mai mulți bolnavi de alte afecțiuni. Și atunci să discutăm, și am discutat atunci de victimele colaterale ale pandemiei, și anume cei care au avut cancer, cei care trebuie să opereze și nu s-au mai operat, cei cu insuficiență renală, fiindcă s-au redus dializele de la 4 la 3, cei care trebuiau să meargă probabil la diferite centre din astea de recuperare,
Deci au murit foarte mulți de altceva. Ce da. Părere ai? Pentru de că ce nu a avut acest lucru? Nu a fost serviciile medicale nu mai au fost accesibile. Toată lumea s-a concentrat doar pe o direcție. Aici sunt multe, multe aspecte care trebuie discutate. E greu să spui sau să dai vina pe cineva. Cuiva. Ne-a luat super nepregătite. Omenirea nu mai s-a confruntat de așa ceva în ultimii ani, ca să știm. Exact. Știm că mai a fost pandemii și mulți ani înainte și sute de ani înainte. Nu exista informația, nu exista noi tocmai acolo. Traiam un pic utopic, că din cauza tehnologiei și progreselor medicinii, nici nu credeam că putem să ajungem la o astfel de situație. Deci sunt multe aspecte. Sistemul poate că a fost luat un pic pe nepregătite. A fost luat pe nepregătite și, într-adevăr, deci accesul în spital era mai greu. Dar asta la începutul anului, deci până prin acum, nu numai. Totuși a restricționat activitatea medicală, a restricționat-o exact. Destul. Nu, de să nu uităm că au fost cabinetele închise, cabinetele și private și medicale din exterior au fost închise mult timp. Deci da, n-am lucrat vreo două luni, mi se pare. Eu, cel puțin, nu știu, tu ai lucrat, nici nu ai lucrat. Nu. Deci, m-am dotat corespunzător și am lucrat. Ai lucrat, dar iată că unii n-am putut lucra. Deci totuși accesul la... Nu se știau și multe lucruri, nu se știau că există aparate care sterilizează aerul chiar dacă ești prezent. Da, personalul păi medical. Am cumpărat rapid atunci, după două luni deja aparatul era în funcțiune ca să meargă de ultraviolete, de ultraviolente, zic eu cum zic. Da, și m-am bucurat că este și fabricat în România, e aparat fabricat în România. Și sunt foarte mulțumit. Da. Ce a mers în această perioadă? Ce n-a mers timp? Deci, Horeca săracii la pământ, da? Unul care are o sală cu 400 de locuri pentru nuntă a dat o bare, că a băgat bani acolo cu nemilit, așa cum nu mai poate să iei. Dar ce a mers? A mers business-ul ăsta medical. În jurul pandemiei. Și în jurul pandemiei ce a mers? A mers masca, da? Masca asta care milioane și miliarde de, cred că s-au consumat miliarde de măști. Sigur că medicația, care e foarte importantă. Și iată ce a mers? A mers vaccinul, că deja nici măcar 4 luni sau de câte luni se lucrează și de la, probabil că se lucra dinainte. Deci nu cred că s-a lucrat numai de 6 luni sau de un an de zile la acest vaccin. La design, probabil, acum când s-a lucrat, nu au știut ca o să apară ce a apărut. Asta, da, dar tehnica și asta s-a lucrat și dinainte. Când și... există capital, sigur lucrează, se investește la inovație. Da, da, inovare. Deci, exact. Și exact. Atunci când apare o problemă, să fii tu primul care o să iei, care o să intri pe felie și să poți să dai soluții. Exact. Tehnologia este foarte fantastic de avansată și vedem că se folosesc și elemente de informație de ultimă oră, deci de IT, din ăsta, de toate dimensiunile. Sigur că riscurile sunt, să zicem, nu se pot spune care sunt complicațiile pe termen lung. Pe termen scurt știm care sunt efectele. Am văzut chiar oameni care s-au și îmbolnăvit după vaccin. Nu e nicio problemă, dar nu s-au îmbolnăvit din cauza vaccinului. S-au îmbolnăvit că au luat infecția, fiindcă nu s-au putut... N-a fost pe termen, a fost exact. Între prima și două doză, exact. E precizat, însă foarte nu ne clar. Spune, vaccinul are câteva lacune, nu ne spune efectele tardive, ce efecte tardive vor fi, și fiindcă probabil că nu știu nici ei, și nu ne spune cât durează imunizarea. Adică trebuie să facem acest vaccin în fiecare an sau numai la sau de două luni, pe an. Mi se pare. Deci dacă, nu numai câteva luni. Deci ăsta care îl face, ai spus tu, Johnson & Johnson, da? Este de 6 luni sau de 4 luni imunizarea. Dar ăsta, Pfizer-ul și Moderna, zice că imunizarea e foarte mare. Dar nu se știe cât. Deci cum se face acest lucru? O dată pe an? De două ori pe an? Nu știu. Asta
o să vedem și o să vedem. Acum și vaccinul ăsta obișnuit antigripal se face în fiecare an. În fiecare an, fiindcă sunt tulpini, în fiecare an vedeți că sunt alte tulpini. Acum la virusul ARN îți dai seama că ăsta se modifică fantastic și a apărut și tulpina asta nouă, toată lumea tulpina nouă din Anglia, da? din Marea Britanie. Cum dracu a ajuns tulpina aia direct la Dunăre, acolo, într-un oraș din Dunăre, e inexplicabil. Femeia aia care s-a îmbolnăvit nu a avut nimica, nu a avut niciun rudă, nu, pe unde a ajuns, prin ce mijloace. Sunt niște lucruri inexplicabile. Deci această tulpină din Anglia a ajuns undeva într-un sat din lângă Dunăre, din sud. Deci, sigur că aceste virusuri se pot mișca rapid, adică virusul cu ARN are niște multiplicări și niște chestii care sunt greu de susținut. Bun, deci asta trebuie să știm, că o să ne vaccinăm. Acum timpul o să arate, deci aici sunt niște aspecte care doar timpul, peste 5 ani, peste 10 ani o să fie mai clar. Da. Este clar că și libertatea de mișcare a individului uman în lume este diminuată. Nu mai poți să mergi acolo, nu mai poți să mergi dincolo și așa mai departe. Sigur că lumea aștepta să meargă la mare, să meargă în concedii, să meargă în Grecia, vorba aia, care este cea mai vizitată țară din lume la români. Românii, toți românii merg în Grecia, la mare, în Creta, nu mai spun. Insula ta de naștere, fantastică. Merg pe merit pentru că le place. Da. În primul rând clima. Este clima și după aceea sunt oamenii care sunt, se aseamnă cu noi. Sunt adică grecii sunt... Și seamănă, sigur, da. Că, da. Și sunt foarte ospitalieri și ei. Și, deci e o chestie faină. Bun, numai oare ați văzut că în momentul când te vaccinezi, nu știu dacă știi, că asta primești un certificat de vaccinare. Da? Acest certificat de vaccinare care îți arată, îți atestă faptul că ești vaccinat. Am înțeles din anumite surse că unele companii deja de avioane nu te mai lasă să urci în avion dacă nu duci certificatul de vaccinare. Ceea ce eu zic că este o încălcare a drepturilor omului, adică dacă nu ești vaccinat nu poți să mergi, dacă ești vaccinat poți să mergi. Sunt anumite țări care nu te mai lasă să intri fără dovada vaccinării. Deci iată că încet, încet această obligativitate, fiindcă eu sunt împotriva obligativității, nu împotriva vaccinului, îți ia niște drepturi civile și umane și atunci este destul de dificil. Ce părere ai despre acest lucru? Nu sunt de acord cu obligativitatea, cum ați spus dumneavoastră, da. Pentru că noi vedem și am văzut și mai mult înainte de apariția pandemiei, că oamenii luptau pentru libertățile lor. Exact. Da? Ceea ce puteau să facă este să te obligi să faci testul. Da, testul, aia e ok. Să călătorești doar după ce ai efectuat un test. Exact, ai făcut testul, ești negativ, gata, te poți duce. Deci asta cred că e ok, e rezonabil. Dar să arăți certificatul, nu, fiindcă sunt oameni care nu se pot, anumite boli care contraindică să te vaccinezi. Dar sunt foarte multe boli care contraindică. Și tu, dacă nu ești vaccinat... Să nu mergem departe la gravide. Exact, sau la gravide. Și, femeia vrea să meargă în mai poate undeva în altă țară și cu un avion. Nu-i voie să urci în avion. Păi, asta e problema. Contradicție, e grav. E grav. E grav. Da. Da. Deci, și mai ales că există soluție. Și v-am spus, există soluție testului. Da, exact. Nu testului rapid, să precizăm și acest lucru, adică știți, PCR-ul ăla care... Da, asta care este de fidel, deci nu se pune problema. Cu testul respectiv putea să... Să sperăm că așa va fi și nu va fi cu certificatul ăsta. Că, totuși, certificatul se dă. Că dacă nu, de ce nu se dă certificat pentru virusul pentru gripă? Da. Corect. Sau pentru rabie, sau pentru hepatita, sau pentru B. De ce se dă numai pentru virusul ăsta? Aici e o problemă. Bun, hai să vedem că există și sindromul post-COVID-19, da. Adică foarte multă lume și foarte mulți pacienți, după ce au avut această boală și s-au vindecat, au probleme serioase. În primul rând, musculare sau artromusculare, adică senzația asta de oboseală rapidă, de dureri musculare, de
oboseală foarte rapidă, nu mai poate să facă, să lucreze cum ar trebui să lucreze. Și iată că vine vremea când trebuie să meargă la lucru, merge la lucru și ăla care e bolnav COVID și trebuie să lucreze, să dea cu sapa sau cu lopata sau să facă o chestie asta fizică foarte, foarte grea, merge acolo, nu poate și patronul zice, domnule, îmi pare rău, nu mai am nevoie de tine. Ce facem în acest caz? Că este sindromul ăsta post-COVID și foarte mulți oameni au probleme facem din asta. Facem tratamentul românesc Ana Aslan. Da, tratamentul românesc Ana Aslan. Gerovitalul încă mai există pe piața românească, nu? Încă mai există. Nu și, nu numai. Și nu numai, și în Occident, sigur. Da. Eu am pacienți, cum ați spus dumneavoastră, așa? Care după au venit epuizați așa? Și este... Haideți să ne spui un pic ce tratament ai făcut, sigur, tratamentul Ana Aslan nu înseamnă numai gerovital, înseamnă și altceva, dar ce tratament ai făcut la acești oameni epuizați din punctul ăsta de vedere și, sigur, după și tratamentul de recuperare, fiindcă trebuie să existe niște centre de recuperare. Baza opțiunii terapeutice a fost asta, Ana Aslan. Ana Aslan, bun. Cu foarte bune rezultate. Da. Hai să ne spui cum este, cât timp... Deci pacientul se prezinte epuizat, afectat psihic. Dar și fizic. Da, cu semne de întrebare, nu știe ce se întâmplă cu el. Cel mai mare semn de întrebare și cea mai mare grijă a lui este dacă o să reușească să mai fie casă înainte, să se recupereze sau o să rămână cu ceva sechele. Sau slăbiciuni. Asta îl vezi la privirea lui și toate gesturile și cum vorbește, acolo este cea mai mare problemă, dar din fericire am văzut că a răspuns foarte bine tratamentul ăsta. Am văzut și pacienți mai epuizați după internare care și la o lună după internare. O lună după ce a ieșit. Care se vedea epuizarea. Deci, așa, dar după tratamentul ăsta în Aslan, bineînțeles, vitaminele injectabile și sunt și alte strategii în funcție de pacient. Deci, cum am vorbit de la început, trebuie individualizat fiecare caz, nimeni nu este la fel, trebuie să vezi ce comorbiditate are, ce formă de boală a făcut, ce tratament a luat, cât a durat până la pentru că ați văzut, nu tot se negativizează la două săptămâni. Unii foarte ușor și unii foarte greu. Chiar după o lună. Sau după o lună. Explicația este ce am povestit luni. În timpul emisiunii, starea organismului, capacitatea lui să se lupte cu invadatorul, comorbiditățile, tratamentul. Deci, cum ați spus și dumneavoastră, a fost situații care la o săptămână nu prezenta simptome, după aceea s-au agravat. Exact, dintr-o dată. Da. Dacă se intra cu un tratament mai agresiv de la început, nu facea o formă de genul ăsta. Sigur. Deci sunt mai multe aspecte. Exact. Important este că trăsăturile sunt asemănătoare, deci disperarea într-un fel la comportamentul pacientului și psihicul. Rămâi și cu sechele fizice și cu mai ales cu sechele psihice. Dar eu vă garantez că tratamentul ăsta în Aslanda funcționează. Funcționează. Da. Ne bucurăm. Dar pentru asta trebuie să vină la dr. Mavrițachis, că este foarte important să fie văzut de un gerontolog. Sigur că și eu știu de altceva când vine... Eu sunt chirurg, sunt altceva. Da, bine, dar eu am... Aveți o experiență fantastică și, sigur, întotdeauna când am avut ocazia, am trimis pacienții spre dumneavoastră. Ați avut în aceste vremuri pacienții noastre care s-au reinfectat, deci care au avut a doua oară boală? Da. Și am avut cazuri care a doua oară a fost mai severă evoluția bolii decât prima dată. Da. Care este explicația? Ce s-a întâmplat? Sau cum? Ceva nu a mers. Cred că epuizarea sistemului imun. Imun. Și lipsa unui tratament după boală. Exact. Adică, domnule, după boală îl lași în pace, să facă ceva. Nu, domnule, trebuie să-i stimulăm în continuare, că sunt tot felul de substanțe din astea
suplimente care stimulează imunitatea și care îl ajută. Exact. O alimentație sănătoasă, o alimentație cu elemente sănătoase vii. Deci e foarte important și o alimentație din asta, nu fiindcă dacă mănâncă tot felul de lucruri, dar... Sigur, alimentația are un... Fructe proaspete, un rol extraordinar. Legume proaspete. Din păcate și astea s-au scumpit groaznic de mult și un pensionat care săracul abia își plătește medicația și așa și mai plătește curentul și gazul, că acum e iarna, își mai ia fructe proaspete și legume și avocado, care e foarte bun, de exemplu, în... Avocado, patru avocado, asta e foarte bun. De unde? Cine să-și cumpere avocado să mănânce? Sau citricele. Sau citricele. Sunt enorm de multe posibilități, dar banii sunt puțini, deci pensiile, din păcate, sunt așa cum sunt. Sigur că recuperarea și psihică este foarte importantă. Din păcate, nu avem încă destul psihologi care să facă acest lucru. Dar vedeți, asta este... avantajul metodei Ana Aslan, pentru că ajută și psihicul. Nu numai somatic, și că scade microinflamații, deci altă dată mai am vorbit la emisiunea dumneavoastră cum funcționează Ana Aslan, dar funcționează și asupra psihicului. Exact. Dă un tonus bun și asta a fost avantajul. Deci dublu efect. Asta a fost avantajul lui. Apropo de chestia asta, ce am văzut acum și mă bucur foarte mult, am văzut că în spitale se angajează deja psihologi pentru bolnavi. Se pare un lucru foarte bun. Mi se pare un lucru extraordinar de bun, deși la spitalul din Blaj și la Alba și în Câmpene am văzut. Și deci, după psihologi, cred că trebuie să urmărească, să urmeze și domeniul kinetoterapiei. Asta neapărat, asta e acolo, fiecare spital să aibă un mic compartiment de kinetoterapie și unul, doi, trei kinetoterapeuți buni, fiindcă avem nevoie de ei. Majoritatea specialităților poate să colaboreze cu un kinetoterapeut. Exact. Eu la cursul explic cum, ca să fie și ei pregătiți de la... gastroenterologie, poate vi se pare mai... Nu, mi se pare că așa este. Pentru că, cel puțin la vârstnicul... Masajele abdominale, care sunt pentru gastroenterologie, pentru colon, mai ales... Vila sprijinul, tranzitul intestinal. Exact. Asta este. Exact. Deci. Perfect. Deci, nu ni se pare. Din contră, este foarte important această kinetoterapie să fie în toate spitalele, cel puțin un compartiment acolo. Da. Am parcurs cât am putut noi parcurge în aceste două ore și mă bucur că am fost cu tine la această emisiune. Un ultim cuvânt, ce le spui celor în vârstă, celor care așteaptă un cuvânt de la noi, un cuvânt de bărbătare, de acum, alinare? Ce ați spus și dumneavoastră, să încerce să scape de sentimentul ăsta a fricii, să fie optimiști, să aibă nădejdea că acum, cu descoperirea de mai multe tipuri de vaccin, pandemia asta o să fie învinsă și nu cred că o să treacă mult timp. Am ajuns la un punct care știm foarte multe lucruri despre prevenție, despre tratament, despre tratament și după boală, deci... Să fie optimist chiar dacă o să facă boală, ca lucrurile o să meargă bine și să iau tratamentul preventiv în măsura posibilităților și sub îndrumarea medicală, medicul lor de familie sau unui medic exact, în orice casă. Exact. Vă mulțumesc, Nicos, pentru această emisiune. Nu uitați încă o dată de medicul de familie și nu uitați că mie, doctor Mircea Frențiu, îmi pasă de sănătatea noastră și o să vă aduc cei mai buni profesioniști la această emisiune. La revedere pe săptămâna viitoare. La revedere.